Fondul de investiții al Arabiei Saudite a oferit 1 miliard de euro pentru fuziunea circuitelor ATP și WTA și a dat un ultimatum de 90 de zile pentru a accepta. Acest nou circuit, potrivit ziarului The Telegraph, ar oferi premii egale în turneele masculine și feminine, lucru care în prezent este rezervat doar pentru competițiile de Grand Slam și pentru unele turnee precum cele ATP Masters 1000 și WTA 1000. Cotidianul britanic subliniază că Andrea Gaudenzi, șeful circuitului ATP, a profitat în aceste zile de desfășurarea turneului de la Indian Wells pentru a transmite această veste celor 9 turnee Masters 1000 și a primit deja sprijinul All England Club, organizatorul turneului de la Wimbledon, care vede cu ochii buni posibilitatea egalizării premii. Intenția Arabiei Saudite este de a organiza un turneu Masters 1000 pe propriul teritoriu, regatul dorind de asemenea să găzduiască turneul campioanelor, care a avut loc anul trecut la Cancun, în Mexic. Wii Sport continuă maratonul transmisiunilor din Conference League. Joi seară, postul nostru de televiziune va difuza 2 partide din cadrul returului optimilor de finală. De la ora 19:45 va fi transmis meciul Fiorentina-Maccabi Haifa, iar de la ora 22 partida dintre Maccabi Tel Aviv și Olympiacos. Wii Sport se încheie aici. Noi vă mulțumim pentru că ați fost alături și vă dorim o seară liniștită!